toți știm locul. Căsuțe ciuperci magice, colanții albi. Ce ai spus? Și tot felul de atitudini. Artiști amatori, fandosiți, melancolici. Mă simt trist și albastru. Încruntați, sperioși, curioși. Ei, ce se întâmplă acolo? Și toți au un lucru în comun. 100. Toți sunt bărbați. Acum, flotări într-un deget. Una, două. Mai puțin unul. Ești rufița. Tocuri. Dar dacă sunt mai multe de povestit? Acum două zile am văzut pe cineva care semăna cu noi. E imposibil. Și a scăpat harta asta. Dacă nu au fost niciodată singuri? Dacă mai există ștrumfe acolo, trebuie să-i găsim. Dacă asta înseamnă că satul pierdut nu e o legendă. Oh! Îmi vorbiți despre hărți și nu știu ce ștrumf? Ce se întâmplă acolo? Nu e treaba ta, băgăciosule. Bine, cum spune? De la Sony Pictures Animation. Mistețule, băinicule, pleguțule, asta e cea mai bleagă păcăleală. Eu nu mă descurc în întuneric. Am necazuri și ziua la miaza mare. Nu credeam că satul pierdut va fi atât de greu de găsit. Așa cum te-am mai spus, nu-ți mânca toate proviziile. Tocmai am mâncat proviziile. O fi sigur? Căci nu mai suntem în satul ștrumfilor. Al ștrumfilor. E timpul pentru o călătorie. Eu voi face. Ha! Iar ei toți? Oh, nu, Gargamel. Și apoi eu. Bla! Într-o lume secretă. O să dau afară toate proviziile. Ce așa de convins? Uite că ai ajuns să vorbești și cu dosul. Și privește ștrumfi. Trebuie să găsim sacul înaintea lor. Vine pasărea. Oh, frate. Nu vă vrem răul. Căutăm satul pierdut. Wow! Eu o să o iau razna, băieți! Ștrumfii, satul pierdut.